eu aș vrea să mă adresez publicului tânăr, special colegilor, sper eu, viitorilor colegi. Este cineva dintre voi tentat, ispitit de literatură? Vrea cineva să... Sau cochitează cineva cu literatura, cu scrisul? Mulți. Vreau și o mână ridicată. Una. Două. Ok, bun. Dar să știu unde mă aud și ce vă spun. Am să vă spun un mic secret, cei care vor să... O șmicherie literară, cei care vor să scrie. S-a vorbit despre titlu. Dacă știi să alegi un titlu bun, inspirat, sau nici măcar inspirat, dar care să provoace interesul, să atragă atenția, să știți că acest titlu estompează cam pe jumătate lipsă de talent. Poți să ai liniștit, se va vorbi despre asta. S-a spus Cartea Nomazilor din... Exemplu. Cum e Cartea Nomazilor din Bea? Cartea Nomazilor din Bea, da, e un titlu bun, dar Cartea din Isip, după mine, e mai bun. Cum spunea, țineți minte, cum spunea Trigoriu, cum spunea în ceaica lui Cehov. Și iată, eu am să mor, o să mă mormânteze pe mine și o să treacă cineva pe lângă mormântul meu și o să spună. Iată aici, zace scriitorul Trigore. Și el a spus, da, dar Turgenev a scris mai bine. Bun scriitor, dar Turgenev a scris mai bine. Bun scriitor, dar Turgenev a scris mai bine. Sigur că un titlu bun, noi este, eu nu știu, noi avem o temă azi de discuții? Nu avem o temă de discuții. Deci îmi permit să divaghez și să evresc cum îmi place mie. E